dragi prieteni, în primul rând, vă întreb dacă mă auziți bine, fără microfonie și reverberație deosebit. Fiindcă, dacă e în cauză un roman despre actor, actorii, s-ar putea să fie și niște reverberații așa mai teatrale, mai trucate. Reverberații funcționale. Funcționale, da. Avem în față un nou roman al distinsului romancier, distinsului moralist, hai să zic așa, că el este un moralist. Atunci când Eugen Simion mi-a spus că se pregătește un volum special despre moraliștii români, zic că uite că avem și noi un foarte bun moralist la Chișinău și ăsta e Aurelian Sârbiescu și vă rog să-l aplaudați. Am impresia că dânsul s-a bucurat de această calitate care o merită. Și de data aceasta avem un roman cu o dezbatere despre adevărat și neadevărat, despre cunoscut și necunoscut, despre autentic și inautentic, în domeniul artei. Unde se mai falsifică valorile, unde se exagerează, unde se diminuează. Actorul, el însuși, despre care Eminescu spunea în traducerea artei reprezentării dramatice a lui Teodor Lotscher, Eminescu făcea această traducere într-o perioadă când era actor în Teatrul lui Pascal. Și umbla cu trupa, că pe atunci se vorbea mult despre Lotscher, se editau noi ediții ale acestui tractat, care era un manual de actorie, manual de artă teatrală. Și Eminescu spune acolo, mai intervine el pe margine, așa, ca traducător și ca actor și ca poet. Bineînțeles, da. Eminescu spunea că actorul trebuie să fie o personalitate poetică. Adică Eminescu îmbina ars poetica cu ars dramatica și iată că aici, în romanul lui Aurelian Sârbiescu, avem exact această îmbinare. Personalitatea actorului și personalitatea omului de cultură și personalitatea poetului, pentru că actorul este și el poet. Și dintr-un început vreau să spun că am citit cu interes acest roman. Eu sunt un cititor de romane, adică să mă laud un pic, nu mult. Sunt un cititor de romane, îmi plac romanele, mai ales atunci când nu trebuie să scriu despre ele. Stau așa, de unul singur. Deși gluma lui Ianuș Țurcanu, da, referitor la academicianul Mihai Cimpoi, zice că Cimpoi vorbește mai interesant despre cărțile pe care nu le citim. Se mai întâmplă. Dar de ce am zis, iată că nu vin și oaspeții de la Iași. Adi Filomena, aplaudați-o pe doamna Filomena Corbu, editoarea cărții. Da. Ne pare bine că ați trecut vămile, ne pare bine că ați înfruntat pandemiile, pare bine că ați editat acest roman aproape la timp, chiar la timp. Chiar la timp. Filomena, și când nu ne aude nimeni, ne pare bine că ești fără baston. Slava Domnului, da. Da. Mulțumesc, suntem întrebări. Da. Eu tocmai spuneam, doamna Filomena, că sunt un cititor pasionat de romane,
mai ales că nu trebuie să scriu despre ele. Și am citit cu interes. E roman antrenant. E un subiect, așa, polițist, discutam și cu colegul și moderatorul. Eu vă spuneam înainte de întâlnirea asta, dacă s-ar fi imprimat ceea ce e ad hoc. Am început ieri a dialoga, nici nu ne-am dat binețe, am început a vorbi de roman. Doamne, cât de firesc ar fi fost, pentru că a intrat deodată domnul academician în ambalajul polițienesc al scrierii. Deci e o șmecherie, un procedeu a romanelor, ca să câștigi cititorul, să-l duci acolo unde vrei. Eu nu o să intervin altă dată așa. Nu interveniți, fiindcă aveți tot... Am statutul, da. Am statutul. Mandatul și statutul de comoderator. Da. Da. Și ca să urmeze gândul, romanul e într-adevăr antrenant ca subiect, ca tramă, așa se mai spune în terminologie literară, domnul profesor Vitale Veleanu știe ce înseamnă tramă. Și știți, uneori când romanul nu e interesant, te uiți cât rămâne până la sfârșit, așa, ca să... cât mai ai de citit până la sfârșit. Da. Aici situația e inversă. Eu mă uitam de acum, așa, eram interesat să văd cum se termină totuși până la urmă. Care e dezlegare, care e deznodământul. Și a fost așa un deznodământ și firesc și chiar așa actualizat, așa ancorat în realitățile noastre, acolo e vorba și de malul Prutului și de ce se întâmplă dincolo de Prut. Și ce am mai observat eu? Am observat că nu avem în roman o formație a unui actor. Nu e, personajul e actor, dar nu se urmărește formația unui actor. E vorba de actorie. E vorba de fenomen ca atac. Fenomenul actorie. Și astfel intrăm așa într-o foarte bună relație istorică cu Nero. Vreau să vă mărturisesc că domnul Aurelian Silvestru m-a făcut să mă uit în biografia lui Nero, să vedem aici și personalul Nero. Eu am la îndemână, așa stă, un raf de volume a Enciclopediei Universale Britanica. Mă uit la Nero, bun personal. Și-a ucis mama, exact cum e roman, și-a ucis soțiile. E și greu să faci, să ucizi atâtea soții, când ești căsătorit de mai multe ori. Și îl făcea pe actorul. Deci atunci când era în declin Republica Italiană, iată și Daniel Corbu. Salutați-o cu smerenie astăzi. Vedeți? Să lăsăm și la aplaudăm și Daniel Corbo și vedeți că el are obișnuința să trimită pe doamna Filomena așa ca un buzdugan, ca o poveste așa înainte. Ca un buzdugan, hai să spunem. Are unul cu efect bun. Da. Și Nero, deci o făcea pe nebun, sau era chiar nebun, jucând în spectacole și deja era condamnat de senat, de senatul roman, condamnat la moarte și înainte de execuție s-a sinucis sărmanul. Asta a fost. Deci, toată povestea asta, legendară într-un fel, reală, din păcate, realistă chiar, este aici, dar aici avem de-a face cu spectrul lui Nero. O găselniță a romancierului Aurelian Silvestru. Spectru, umbra care urmărește actorul și actorul până la urmă devine el, personaj mai important decât Nero,
și astfel intrăm într-o mare temă a literaturii universale, lumea ca teatru, teatru munde. Asta e romanul Leon Silvestru, în semnificația care crește așa, scalariform, da? Da. Deci și noi, cititorii și cei prezenți aici, suntem actori în marele teatru lumii. Regizoriați cineva, noi suntem actori și spectatori. Atâta am vrut să spun la bun început, să vedem ce mai completează Ilean Filip. Și ca în teatru, dacă el îmi dă replică, trebuie să-i dau și eu replică. Și dacă mai rămâne timp, pentru că ne orientăm la o oră și 33 de minute, atâta durează ședința clubului Homo Aestheticus, ca să ne ducem de la ședință cu senzația că am mai avea nevoie de 10 minute să mai vorbim, decât să ne întoarcem acasă cu senzația de oboseală. Totdeauna revirat lucrurile astea, pentru că nu merită efortul romancierului și a prezenților ca să o întindem așa ca un concert al lăutarelor unor de 5 ore. Dar și foarte bună propunerea domnului poet și moderator Ilean Filip, că această oră jumătate, acum știți că e și la fotbal, deci într-o oră jumătate mai poți da un gol ție ca să câștigi fața. Ce meci frumos ieri, Italia, domnule, ce victorie, 3-0. Nu ne bat. Dar cum s-a terminat? Nu ne bat. 3-0. 3-0. Eu am adormit la 1-0. Nu vă abateți, domnul Pedunțel, nu vă abateți. Deci noi ieri, când am ajuns la acest procedeu extraordinar, pentru că am zis că e o narațiune dinamizată de cele 4 ori 5 scene. Pentru că această treime baladescă, între care vorbesc de păstorii de culori, cei trei pictori, între care ortomanul e unul totdeauna, e minoritate, e Florin Montana, cel dat de Dumnezeu. Deci nunta care în balada Miorița e posibilă să ia în calcul, aici autorul o plasează de la bun început, abrupt, deci îl însoară pe Mire, adică moartea prin incendiu, cu tot cu operă, e o rezolvare extraordinară. Și atunci, cele trei personaje, cei doi păstori de culori, și Suzana, sunt niște călăuze spre scenele lor. Trecerea de la o scenă la alta e un procedeu de dinamizare extraordinar. Până la urmă, personajul cheie, că ați vorbit de actor, e realizat, e mai curând personajul omului complex de artă, pentru că e și regizor, și dramaturg, dramaturg care încearcă o piesă despre Nero. Chiar era să fie montată. Eu am făcut o clauză acolo, că totdeauna pentru montare, pentru spectacole, bugetul slab, cum zicea Caragiale, nu s-a montat. Și atunci îi vine ideea topirii acestei dramaturgii într-un roman. Adică Nero permanent trece dintr-o dimensiune în alta, și e îndreptățită tensiune de creație a lui Tudor, care are refugiu în vila lui Adi Corn, care până la urmă e și bestia. Și acolo se întâmplă această metamorfoză frumoasă, această nebuneală care trimitere la tabloul ăsta. Tabloul ăsta magic și la Oscar Wilde și în alte, l-am văzut cu funcția lui, aici e îndreptățit pentru că e personajul complex, omul complex de artă, care aleargă dintr-o dimensiune înaltă și la un moment dat se întâmplă aceste dialoguri. Eu am zis că și în celelalte romane, acest procedeu, această șmecherie a pescarului de Aurelian Silvestru, care îmbracă în ambalaj polițienesc
toată Garavela, ca să-l conducă pe cititor la dialogurile cele mai importante. Acolo unde sunt mesajele lui. După ce l-a câștigat. Pescarul întotdeauna exagerează dimensiunile peștilor. Numai să nu nominalizați, vă rog, pescarii din sala asta. Deci, sigur că dialogurile lui Nero, spre dialogurile lui Nero ne conduce autorul. Sunt foarte interesante dialogurile chiar cu Tudor, cu autorul lui Nero. Autorul aducerii lui Nero în această dimensiune a noastră, dar cele cu Seneca, cele cu Sfântul Petru, cele cu Agripina, e un deliciu. Și vorbeam cu domnul academician că performanța ficțională a autorului este actorul care îl joacă pe Nero și e imprudența lui Nero să-l aducă aproape de dâns și să-l învețe rolul împăratului, să-l testeze în fața pretorienilor. Și a rezistat actorul, dar el a îndrăgit rolul. A îndrăgit rolul. Și n-a fost prea împotrivă ca mulțimea să-l sacrifice pe Nero, cel adevărat. Da, deci aici am mai putea remarca și un alt fapt. E o alternanță de planuri narrative extraordinare. Deci mereu se schimbă planul narrativ. Chiar și geografic. Așa. Dar el se schimbă și ca structura, adică are o funcție structurală, fiecare plan narrativ. Adică spirești, da, nu-i forțată nota. Nu-i forțată nota. Domnul Camințel, da. Eu mă opresc pentru că, deși nu am ceasornic la îndemână, dar vreau să nu-mi scape, mărturisirea lui Vitali Răileanu, care a spus ce s-a întâmplat cu romanul lui, pe care l-a avut, l-a citit, dar a mai apărut o cititoare imediat. Foarte avizat, așa? Da. Și dacă Vitali momentul ăsta l-ar folosi, ar fi o alocuțiune de 10, Vitali. De bună voie și nesilit de nimeni, văd că ai însemnat romanul, dar nu citi toate însemnările ăștia. Mulțumesc mult, dragi prieteni, să știți că eu sunt un devorator de carte, iată de ce volumele mele tot timpul sunt cu aceste notițe. Iar domnul academician, dacă este un cititor fidel, așa încât apar după aceasta notele care completează antologii cu referință. Ei bine, ziceam despre faptul că, îi spuneam, mă confesam domnului Ioan Filip, eu îmi citesc cărțile și le las pe masă lecturilor mele pentru a doua zi, pentru a treia zi, că revin asupra lor, asupra cuprinsului, dar de dimineață volumele pe care le-am avut eu în lectură noapte sunt citite de maică-mea. Maică-mea, care are 86 de ani, fost profesoară de limbă și literatură română, să știți că a rămas atât de impresionată, că își face și ea. Mulțumesc mult, încât a zis să știi că deja am găsit și o carte bună anul acesta. Dar am închis paranteza rotundă. Pentru că făcuse o altă referință care ținea de alte romane pe care le-am citit până la. Așadar, mă voi menține așa cu ambele mâini, chiar și cu incisive, de textul acesta care m-a impresionat atât de mult încât gândeam care ar fi, știu, imperativicul pe care și l-a notat Aurean Silvestru pentru această carte, pentru acest roman, care este unul. Să știți, este unul pentru fiecare zi. Lectura aceasta trebuie să urmeze. De ce? Spune autorul undeva între paranteze. Cunosc un singur mare vampir, talentul, citindu-l, deci pe Nietzsche. Așadar, talentul nu-l părăsește nici pentru o clipă pe Aurean Silvestru, fiindcă romanul acesta, să știți că este o oglindă rabatabilă. Autorul a găsit de cuvință să vină cu cele două mari scene, cu un decor aparte, anticul, de fapt este Roma antică, deci este începutul de mileniu clasicismului, care, uitați-vă, glisează până în acest început din mileniu 3, unde noi, cei care citim romanul, suntem și personajele acestea, vreau să vă zic. Eu nu mă regăsesc, eu trăiesc cu aceste personaje timpul prezent, în considerentele că Adi, el este, iată aici, în preajma noastră.
Margareta este personajul feminin care se vede cu dumneavoastră aflându-se acolo unde? În Paris, zice, un oraș de la marginea lumii. Vai de mine, dacă Parisul este marginea lumii, poate pe partea opusă a orizontului noi încă existăm și suntem. Aurelian Silvestru, ziceam, este autorul care ne invită spre aceste lecturi. Și iată că... Dacă Parisul este capătul lumii... Chișinău, capătul lumii, da, sigur. Acest itinerar, Roma, Chișinău, Parisul, Moscova, și aceste deosebite personaje care sunt mereu urmărite de vampiricul, dar mai bine de bestia. Bestia, știți ce este? Bestia este momentul care îl trăim noi acum, aceste nelegiuiri. Nu știu de ce, dar eu l-am găsit un roman foarte aproape de anul în care l-am trăit, acest an pandemic. Vila lui Adi nu e un refugiu. Vila lui Adi, să știți că e palma de pământ unde, iată, personajele care dialoghează, dar sunt niște dialoguri, dragii mei, extraordinare. Sunt niște elemente didactice, în fond. Aurelian Silvestru, fiind și un profesor, un făuritor de caractere și de învățăcei, în niciun caz nu putea să gliseze, rămâne fidel pe această lungime de undă. Haideți, eu am să vă citesc acum, zic, iată, romanul este citit, eu am așa, nu știu, probabil că o deprindere cam proastă, eu nu mai provoc și las pe cititor să vină asupra faptului, asupra detaliilor. De ce? Fiindcă și eu rămân mereu măgulit de cele pe care le inserează autorul. Doar câteva elemente foarte frumoase, dar să mă echipez. Așa că se rupă futbol. Sper ochelare mea. Imediat. Lumea ar fi din ce în ce mai minunată dacă numărul celor care se jertfesc pentru alții ar fi din ce în ce mai mare. Un mai frumos îndemn spre lectură, probabil că de mult nu ați citit dumneavoastră. Sau, majoritatea din noi încearcă să-și ascundă eu-l. Și ca să vedeți, nu urmează cea mai umană întrebare. De ce? Fiindcă acest de ce deja este conturat, este încarnat în cuprinsul romanului. Talentul pare și o fiară egoistă. Sau există oameni singuri și oameni condamnați să fie singuri. Totuși, când ai personalitate, când nu-ți calci demnitatea în picioare, când vii și vrei, atunci în niciun deșert nu ești absolut singur. Te ai pe tine însuți. Ce am observat, maestre? Personajele tine voastre, într-adevăr, sunt foarte solitare. Însă, acest moment, în niciun caz, nu înstrăinează de actualitatea pe care o redau. Picturile, pânzile aruncate în foc, de fapt, este o metaforă ascunsă. Este o metaforă ascunsă, de ce? Fiindcă aceste frumoase speranțe față de adevăr se topesc în fața celor care încearcă gustul din adevărul ăsta. Eu, dragii mei, fac aceste paranteze rotunde, invitându-vă să citiți acest roman. Un autor, mai întâi de toate, spune ce dorește să zic ce a trăit și, fără îndoială, noi devenim cărțile pe care le citim. Mulțumesc, maestru, pregăciune. Eu aș adăuga, domn profesor, că acel motto cu lumea ar fi mai așa, el se concretizează chiar în această relație între surori, da. Cele două surori, care una se jertfește și una, pentru cealaltă. Deci este o concretizare. Acum, după scenariul nostru, ce trebuie să vorbească dumneavoastră, mi se pare, ca să prezentați pe Daniel Corbu, mi se pare că... Da, eu l-am prezentat așa, enunțiativ. Dacă și-a tras un pic sufletul, îl angajăm în discuție, hai, domnul profesor. Deja după... Da. Am avut un precedent. Romanul anterior al lui Aurelian Silvestru a apărut concomitent la trei edituri.
deci la Chișinău, la Târgoviște și la Iași. Deci n-am luat-o cronologic, nu știu, ca să nu se certe editurile la care a apărut prima. Da, dar eu dacă el e aici. Eu așa să deconspir ceva. Doamna Filomena mi-a spus că, zici, măi, Daniel Corbu a citit romanul și a și făcut niște observații autorului. Ia să vedem ce observații i-a făcut. Dar nu încerc cu observații. Nici observații, erau sugestii ca... Sugestii. Dragi prieteni, bună seara și bine ne întâlnim. Iată, după ce am participat la o experiență mondială, ne uităm așa, după aproape 2 ani, unul la altul ca la un miracol. Și cred că toți ne bucurăm de întâlnirile de acum. Sperăm să se fi terminat totuși, să viața să-și fi reluat cursul. Da, am venit cu bucurie, am trecut prutul după aproape 2 ani și atâția prieteni în sală, numai așa la o aruncătură de privire, de care tot întrebam când eram la Iași și ei despre mine când nu mai știau ce se întâmplă. Aurelian Silvestri, deci un moment sărbătoresc, absolut sărbătoresc, am mai scris un roman. Spunea Lucian Blaga că o carte scrisă e o boală învinsă, dar una publicată. Deja cred că Aurelian Silvestri e un om liber, pentru un om mult timp. Dar în clipa asta este un om liber, foarte liber. Noi am mai avut o experiență din asta cu Străina de la Horiul, un roman care a apărut în același timp aici, la Târgoviște și la Iași. Iată, asta e ediția de la Iași a romanului, Străina de la Horiul. Cred că e o copertă frumoasă. Iată acum și actorul anonim în ediția de la Iași, o copertă mai de galimar, așa. De fapt, sunt oameni care spun că editura Princeps Multimedia e galimarul nostru de la Iași. Facem coperți frumoase, măcar atât. Dar cred că am reușit să atragem așa magnetic, să atragem și colaboratori excelenți, oameni deosebiți. Iată, pe de aici au fost publicați în mai multe cărți. M-am uitat acolo, pe masă de acolo, la un album care se cheamă Vis și Destin. Iată toate visurile lui Aurelian Silvestru s-au împlinit prin destinul lui, pentru că, într-adevăr, este un scriitor cu destin. Ce să spun? Mi-a plăcut ce am auzit aici, domnul Reveanu și ceilalți. Pentru că, într-adevăr, e vorba de un roman foarte, foarte valoros și un roman de mare actualitate, cum ați și spus. Eu mi-am permis de zilele trecute, că n-am apărut de mult, a apărut cartea de 2 zile, să scriu, deci acum 3 zile, câteva cuvinte și ca să nu greșesc, o să zic de aici că, în primul rând, o carte semnată de Aurelian Silvestru, unul dintre cei mai profunzi și cei mai citiți autori de limba română. Și nu spun așa, e patan. O carte de-a lui este foarte așteptată. Ea urmează romanul de succes pe care dumneavoastră de aici le cunoașteți foarte bine,
Centrul Tăcet apărea în 2009, Prag în 2014 și tu ești singur, înțeleg că aș fi participat la o lectură națională, Străina de la Poliu 2019, iar cartea de față a apărut anonim, un roman de mare ținută, de magnetic rafinament, spuneam noi, un roman complex și, așa cum am afirmat prima oară, de foarte mare actualitate. Întreaga acțiune pornește de la jocul actorilor într-o piesă despre Nero, odiosul împărat, trimis al răului. Și asta este magnetul romanului, practic. Este această obsesie a răului care se va transforma prin mijloacele autorului într-o binele care învinge. După o stagiune, câțiva actori ai trupei, prieteni, cam prieteni între ei, unii făcuseră și școlile de artă, încep să aibă deviații comportamentale nefirești, loviți, după spus autorului, de ciuma răului. Sunt urmărite cu acribie și impecabil realizate aceste destine paralele, că e vorba de mai multe destine paralele care se unesc la un moment dat într-un punct. Tudor Cerescu, care pictează un portret Nero și începe să scrie despre acest simbol al distrugerii un roman. Sunt scene deosebite, chiar suprarealiste, în care Nero îi se pare celui care l-a pictat, artistul, că Nero coboară din tablou și începe dialogul cu pictorul, cu cel care l-a așezat pe pânză. Este extraordinară acea scenă pe care orice poet de mare valoare ar invidia-o. Sigur că numai Tudor Cerescu putea să-l vadă pe Nero și putea să vorbească cu el. Pentru că vreau să spun că la o întâlnire cu studenții la universitate mă întrebau de inspirație. Cum e inspirația asta? Cum vine? Cine o vede? Care? E, bun, și atunci eu le-am răspuns cu niște versuri populare în Maramureș. Ele sunt niște versuri de Crăciun. Când vine preotul, anunță nașterea lui Iisus. Și zice așa, azi e miercuri, mâine e joi, trece Iisus pe la noi. Însă nimeni nu-l vede decât omul care crede. Deci e vorba de credința în ceea ce faci. Așa și cu pictorul, care e o scenă deosebită acolo. Sigur că e un roman care nu prea se lasă de mână, pentru că Aurelian Silvestru ne-a obișnuit cu aforistica lui, cu lecțiile despre viață și devenire. Dintre destine paralele, iată pictorul din ea, Florin Montana, trebuia să fie unul adevărat. Și toți în jurul lui, deci vorbesc de acest pictor mort, mă rog, plecat dincolo în satele cerului, dar prieten al lor. Apoi Suzana, Margareta, Adi Corn, cel mai îmbolnăvit de rău, fost regizorul piesei, devenit colecționar de obiecte, Nero, obiecte de artă, magnat prin laboratoarele de arme biologice. Aici, spre final. Dorian Filip, cred că nu-i vreun verișor de-al lui Iulian Filip. Da. Fabrică un nanoset de omorât sufletul
pentru stoparea evoluției civilizației. Foarte interesantă această idee. Deci, iată un virus care îți poate omorî sufletul. Eu vorbeam undeva despre dispariția sufletului, că singurul lucru pe care un om îl poate pierde fără să-și dea seama e sufletul, mai ales când are o funcție publică, o funcție foarte importantă și alte, și-a pierdut sufletul, dar nu-și dă seama. Mă rog, nu intrăm în amănunte, ne întoarcem la roman. Desfășurată această acțiune la Chișinău, Paris și Moscova, ea își află deznodământul în sanatoriu și buncările de laboratoare pe malul Nistrului, așa închipuite de autor, când îmbolnăvitul de putere, cum spuneam, Adi Corn, este convins de foștii prieteni, acolo o scenă foarte tensionată, convins de prieteni și silit, practic, să distrugă virusii letali care erau fabricați. E un roman spectaculos, ce să mai spun, nu intru în alte amănunte. E traversat de tarele livrescului. Autorul știe cam tot despre biografia lui Nero și cred că și ceva pe deasupra. Chiar acea moarte de care vorbea domnul academician, el descrie și pumnalul cu care să se sinucide Nero, înainte de a fi omorât de ceilalți. Nu le-a permis acest lux. Cititorul va admira arta portretului și în prozele scurte, asta spun, și mai ales arta dialogului. Un dinamism al acțiunii, la fel, va fi, cred că, foarte apreciat. Precum și mijloacele romanești prin care binele și iubirea, forțe motrice ale lumii, înving. Actorul anonim. Am spus, este cartea de raftul întâi al unui mare prozator român. Și nu, încă o dată spun, nu laud de dragul lăudatului, este într-adevăr o carte excepțională pe care o recomand cu multă bucurie și mulțumesc încă o dată pentru invitația la această fiestă. Felicitări multe! Dacă ne mulțumim mult, întrucât avem două variante editoriale, nu știu dacă e cuvântul potrivit variante, iar eu ce roman, da? Ce roștesc în două coperți, ca să zic așa, da? Eu am stit foarte atent varianta de la Chișinău. Sunt niște mici greșeli. Ești picolo. În loc de lipiască, lipsească, e felul ăsta. Vedeți că edituri de la ora asta nu au curăță. Nu au curăță. Eu am avut așa un mare necaz cu o editură din București. Apăreau mereu aceleași greșeli din prima variantă, aceleași greșeli și cât le-am corectat eu, oricât le-am corectat, apăreau din nou. Până la urmă, editorul mi-a spus, nu, trebuie cu pix să faci și în varianta pe care am să o dau eu. Nu așa. Mai ales că acum știți că e așa de complicat cu Word, cu PPD, cu asta, acolo. Eu cu umorul meu am spus că uneori trebuie să fiu și autorul cărții, și tehnoredactorul cărții, și corectorul cărții, și cititorul cărții. Eu mă mir, domnul Cădrișan, eu mă mir că ați ajuns la motivul ăsta, pentru că în romanul lui Aurean Sălescu n-am depistat niciun personaj de la editură. Deci corectul acolo. Dumneavoastră ați vorbit de, la început, de moralist, moralistul nostru, și l-am simțit pe Aurelian Sălvescu cum un pic
a încercat să se protejeze, pentru că este partea cealaltă mai puțin salutată de lume, când prea mulți moraliști avem. Și Vitalie, când a vorbit de didactic, acolo e vorba de didacticism, acolo nu e vorba de moralitate. La momentul când Daniel Corvo a vorbit de această corelație a vedea și a crede, deci îl citează în dialogul lui Nero cu Sfântul Petru, îl citează pe Hristos Sfântul Petru, anume această virtute a crede fără a vedea, a vedea cu altceva decât cu ochii comuni. Acum, noi, domnul academician, cum ne orientăm? Că aici sunt câteva cupluri, este și bărbatul și soția, bărbat. Oferim numai la câte un reprezentant al familiei cuvântul. Să zicem, eu din partea familiei noastre, numai eu vorbesc, nu-i dau voie. Nu să doamne să vorbească și soție, că atunci ora jumate se dublează. Eu pornim mai întâi de la reprezentanții cei mai reprezentanți. Și hai să extindem un pic geografia și să ne ducem tocmai la botanica. Ce zici, da. Dacă rugăm pe Vasile Urmanciu ca să... Păi, dar de când îl așteptăm noi să... Dar este ceva de tine aici. Da, deci doamna Valentina rămâne pe loc. Da. Mulțumesc. Practica duietului încă n-am rodat-o. Bună ziua, cum un drag la toată lumea asta frumoasă, de care mi era foarte, foarte dor. Felicitări, dragă Aurel. Am citit cu multă plăcere romanul tău. Ca și domnul profesor Vitalie Ireleanu, pe parcursul lecturii mi-am notat câteva gânduri, idei, constatări ale personajelor, care până la urmă mi-am dat seama că aceste gânduri, constatări, idei vorbesc despre ceea ce este sau alcătuiește de fapt substanța acestui roman. Nu te întreba ce este inspirația. Nu aștepta să vină iar la tine. Ridică-te și mergi tu însuți în întâmpinarea ei. O vei descoperi pe drum, muncind din greu. În literatură rezistă doar cei care nu se rușinează să devină vite de înjugat la plug. Din dialogul lui Seneca cu Nero, teme-te de tine însuți, nu există altcineva în stare să-ți facă mai mult rău. Strivind o floare, strivești și ceva din sacralitatea întregii lumii. Arta e o noutate continuă. Când faci rău, cobori spre întuneric. Când faci bine, te înalți spre Dumnezeu. Atât paradisul, cât și infernul se află în noi. Omul alege unde să trăiască. Iată, sunt aici mai multe, dar nu vreau să profit să iau din timpul următorilor vorbitori. Cartea lui Aurelian Silvestru este un personaj din acest roman, spune că un roman inspirat este în primul rând o poveste palpitantă. Cartea lui Aurelian Silvestru este o poveste palpitantă, este o carte despre
puterea și magia artei, despre talent, muncă, inspirație, cu un roman cu multe pagini emoționante de dragoste, o carte despre bine și rău, după cum s-a mai spus aici, și o carte, în fine, despre relația artistului cu societatea, cu puterea, cu divinitatea și cu propria conștiință. Ajuns la finele romanului, eu am avut senzația că, de fapt, am citit concomitent două romane. Un roman din secolul 21, un roman al zilelor noastre și celălalt roman scris de Tudor Cerescu, Secretul lui Nero. Este o spectaculoasă și extraordinară împletire de timpuri, sau cum ar zice Marian, într-un titlu frumos al unei antologii, un amestec de timpuri. Eu cred că, după cum e și firesc, nu știu, unele dintre personaje seamănă cu autorul, actorului anonim sau din potrivă, e bine oricum. Zic lucrul ăsta pentru că Aurelian Silvestru seamănă bine, zic eu, cu Florin Montana, cel care, după cum zice Suzana într-un loc, el pictează rugăciuni. Cred că și Aurelian Silvestru pictează rugăciuni, bineînțeles, folosind instrumentarul scriitorului. Pictează rugăciuni și rugăciunile sale sunt pentru întărirea binelui, pentru multiplicarea frumosului și, zic eu, pentru limpezirea sufletului. Drag Aurel, îți mulțumesc pentru acest roman. Să dea Domnul să ne întâlnim și la alte lansări. Eu sunt sigur că lucrez deja la o nouă carte, pentru că, așa cum zici, chiar tu, talentul mare, zile de odihnă, îți doresc multă sănătate și așteptăm noile tale cărți. Sănătate! Mulțumesc! Da, mulțumim mult. Acum, ca să nu creadă cei prezenți că eu și comoderatorul meu, Ilan Filip, suntem misogini, că detașăm așa bărbații de femei. Și eu mă temeam de asta, dar trebuia de ținut o pauză mai lungă, teatrală, știi? Da, eu vreau să vă spun că, din curiozitate, i-am studiat biografia lui Schopenhauer, care în teorie este misogin. Când colo biografia reală, nu a iubit și femei, nu s-a căsătorit bărbat. Așa că teoriile nu întotdeauna... Era să gormați. Acum, apropo de roman, sunt niște pagini frumoase despre femei, despre felul cum iubește femei. Eu niciodată nu m-am gândit la așa ceva. Acum îl cred pe romancia, că așa iubește o femeie. Exact cum descrie el. Mai bine, mai târziu, da. Da, dar acum, să vedeți ce se întâmplă cu feminismul. Eu am avut un curs la universitar de teorie literară de filozofia culturii. Și am văzut că teoreticienii literari de azi țin cont de feminism. Sunt niște mișcări feministe și citează ce zice, să zicem, Simona de Beauvoir la un moment. Despre un poem, despre o idee, despre alta. Acum,
ca să vedeți ce se întâmplă și la noi. Eu suntem în campanie electorală acum. A zis că unele, eu nu fac campanie electorală acum, nu vreau să fiu un pas cu campanie electorală. Dar unele partide, ați văzut ce au făcut? Deci au pus așa, un bărbat și o femeie. Deci un parlamentar și o parlamentară. Una, da. Pericolul de viere, domnul Cădumcean, dacă ne ducem o parte ce nu, pe aici, pe acolo, s-au pomenit chiar câte două femei, așa, alături. Deci, fără bărbați. Da. Eu zic un lucru, că am pornit-o geografic, mai tine. Așa. Filomena, se dai dintr-un deget când ești gata, da? Nu, tu acum dai din mână ca și cum s-a luat lumea asta, dar se dai semn de... Vreau să spun că Vasile Romanciuc a venit la Botanica, dar uitați ce s-a întâmplat cu Ianoș Țurcanu, cu Marina lui. Ei au fost la Kiev, că i-au chemat nepoții. Sunt priorități, pe lumea asta sunt niște priorități. Nepoții, doamna academician e de acord cu mine, pentru că câteva zile în urmă, nepotul violoncelist s-a produs cu orchestra simfonică de la Craiova. Invitat la București ca să cânte cu orchestra simfonică. Ei, când începe vorbi bunei despre nepoții, gata. Ianoș Țurcanu a venit la Șarut, vacanța asta cu dragii lui nepoți, a venit de dragul acestui roman al lui Aurelian Silvestru. Așa că, domnul academician... Haideți să mă laude acum până la capăt, ca bunic, fiindcă... A cântat de acum? S-a produs? A cântat cu orchestra simfonică a Olteniei. Păi da. Dar până la asta a luat marele trofeu la Festivalul Mondial al Juniorilor. I-a bătut pe toți, pe americani. A fost singurul care a reprezentat România. L-a bătut cu violoncelul, pe americani. Acum, vă mai spun încă un detaliu. Așa, a văzut de putere. El a cântat un concert la Ateneul Român, în 100 de violoncelisti ai României. El fiind cel mai tinerel, 10 ani jumătate, acum are 11, a deschis el concertul. Normal. Eu propun să aplaudăm nepoții și bunei talentați. Acum, mă sună el, ei toți îmi zic Bubu acolo, Bubu, deci am deschis concertul, mi-au dat 500 de roni, 500 de lei, onorar, și am pus la pușculiță Bubu, când n-ai să ai bani, o să-ți dau din pușculița mea. Și eu stau acum liniștit, dacă vine Dodon și ăsta și nu-mi dau pensii de... Cum vine? El abia se duce. Eu am banii mei în pușculiță. Bun. Sunteți de acord, punem la vot. Vine omul de la Kiev, special pentru... A, da? De la Maidan, de acolo. De la Maidan. Dați microfonul ăsta. Bună ziua tuturor! Eu vreau din partea asta să vorbesc microfonul lui Cimpoi. Între Emenescu și Cimpoi este loc și pentru noi. Se aude sau nu? Mă duc cu microfonul lui Cimpoi lângă Iulian Filip. Vă spun de ce am luat microfonul lui Cimpoi, pentru că e vorba de o mică gelozie și invidie, dar despre asta am să vă spun mai jos. Când Iulian Filip mi-a dat, eu am venit eu, mi-a dat acest roman și mi-a spus să citești ușor și bine și într-adevăr, eu tot ce citesc cu creionul în mână. Și l-a văzut pe domnul profesor că a venit cu cartea Gleiat sau ce acolo, eu mi-am bătut joc de romanul lui Aurean Silvestru și îi tăiat tot așa cu creionul, așa că eu am să vorbesc acum de romanul care e editat la Iași, că acela e curat. Spați vorbim despre romanul care e editat la Iași. Chiar prima dată când nu mai a apărut numele, prenumele ăsta, odios, anticrist, Nero, eu toată m-am gândit, stop, ce are acest om luminos, atât de credincios și de neobișnuit, Aurean Silvestru, ce are cu Nero. Sigur că m-a atras, sigur că am și mai departe, dar despre Agripina, mama lui, el trăia cu maică. Doamne, cei care nu știu despre Nero, citiți
un erou, între ghilimele, așa, de groaznic pe lumea aceasta, nu știu dacă mai fost. Și a găsit acest echilibru aforismatic, cum pe Aurean Silvestru, domnul, dacă ziceam, spați cuvântul aforismatic. Merge. El scrie aforism. Da, a fost mai că Aurean Silvestru a găsit o cheie ca să ne atragă. Eu la început nu am lucrat cu creionaș, am citit, nu puteam găsi respirație și am citit, cum am citit toate, cartea lui, cealaltă carte pe care am scris, am citit-o până dimineață. Și asta am citit-o. Și, dar de ce v-am spus că am luat alt micro? Tot varianta de la Iași. Da. Am citit, dau peste aceste nume, acest Cerescu, foarte intrigat, și surorile acestea, și Cezara și Margareta, pe urmă, alți eroi. Dar am dat și peste acest, sigur, cu un erou tragic, o terminat-o cam rău, dar ce prenume frumos, Dorian, Dorian, și nume, prenumele e Filip. Știți mai departe, băi, măcar mă vreau nume pe acolo, Țurcanu. Nici pe dragă, de asta eu și zice, văd și în video. S-a zicit până la urmă, n-am dat de Țurcanu. Și mai târziu am înțeles, ce înseamnă la noi nemeșismul și finismul. Asta e finul și nenașul. Ca să știți toți, să știți. Asta e. Dar dacă e luăm, într-adevăr, uitați-vă, am citit despre moartea Agripinii, este și un film despre Nero. Și au ucis mamă. Dar alt film eu am văzut în film. Ceea ce a scris Aurean Silvestru este mai aproape de adevăr. Eu așa cred. Nu știu, dar să știți că poate nu trebuia să vorbim astăzi. Poate o să-mi spună că n-am dreptate muza și doamna și soția doamna Aurean Silvestru, că n-am dreptate. În momentul când el scria acest roman, mai rămăsese două capitole, Aurean Silvestru se zbătea între viață și moarte. El nu știa cum să lasă, ce să facă, cui să-i lasă și cum se va, să scrie cuiva cum să se termine acest roman. Și când eu am citit cât de frumos, cât de luminos, cât de încântător a finisat acest roman autorul nostru, am rămas încântat. Cum să fie pe mute această de puțin? Chiar l-au scos de acolo, eu vă spun dreptat. În jur se întâmpla lucruri multe. Pleacă Nicolae Dabija, pleacă Ion Mănăscurte. În spital, Iulian Filip cu soția, în spital, Vasile cu soția. Deci noi cu soția nu mai am ieșit din situație. Era o groază. Iată ne scria și ne susținea familia, corbul ne susțineau și Filomena ne scria așa cuvinte calde și frumoase, îți mulțumesc pe această cale, îți mulțumesc foarte mult. Era groază. Și el acolo se zbătea și a ieșit de acolo și a fiut acest roman. Încântător și frumos. Eu vă sfătuiesc să-l citiți. De mult n-ați mai citit așa romanii. El este un bestseller. Mie nu-mi place un bestseller. Acesta înseamnă că o carte de succes și în același timp o carte care se vinde foarte bine. Eu vă las o carte de succes pentru ceilalți de vorbinte. Eu mă mândresc foarte mult că am putut să citesc și eu această carte. Felicitări din tot sufletul. Îi mulțumesc lui Iulian Filip care mi-a adus-o. Și când ai scris următorul roman, te rog acolo la Orico, la Moșeia Silvestră, să fie un tip cu numele de familie Țurcanu. Mulțumim, dragă Ianuș. I-am vorbit despre cartea mea. Pentru faptul că ai restabilit aici și o balanță, așa, ai pus în dreaptă cum până că s-a vorbit de nepoții mei, mulțumesc că ai vorbit și de nanașism aici și de acum lucrurile s-au echilibrat. Eu citeam într-un articol la unui coleg din România despre verism. Mai zic, ce-o fi asta? Zic, poate, probabil că face referință la curentul literar din Italia, deci un fel de variantă a realismului, verism. Când acolo el se referea la relațiile dintre veri, dintre verișori. Cum atrismul dintre verișori. Așa că aici s-a pus dreapta. Pace, pace tuturor, da. Ieri, după ce ne-am dat bineți cu domnul academician și am vorbit despre roman în biroul academic,
ne-am adunat la o treabă mai puțin poetică, raportul pe jumătate de an la sectorul de folclor. Șefa mea groaznică la sectorul de folclor e Mariana Cocieru, doctor, nu știți, care acum e pe post de operator. Și am vorbit despre, am lăsat raportul deoparte și am vorbit despre roman. Am vorbit despre roman și acest procedeu. Că eu, nu știu dacă țineți minte, la Paști, la Paști am descoperit când eram copil niște ouă colorate de lemn care se desfăceau în jumătate. Le desfăceai în jumătate și descopereai alt ou, un pic mai mic. Îl răsuceai pe acela și acela se desfăcea în jumătate și tot te duceai. Asta, tipul ăsta, matrioșcă, ouă matrioșcă. Deci era un principiu nipon, rușii l-au acaparat și au făcut un blazon între jucării. Și mai sunt și cutiile chinezești, tot după principiu. Așa e Tudor Cerescu. Deci e un personaj, o constituție matrioșcă. Deci e trânsul, e condensat, e o densitate de la dânsul e totul posibil. Adică e o despletire de mai multe perspective. Eu găselnic între toți ceilalți acest om de creație complex. Și acum, domnul Căducean, ați interceptat un semnal de la Filomena Vărbun. A dat semn? Deocamdată a arătat în partea dreaptă. Ei, hai! Da. Vedeți? La microfonul meu vine. Totdeauna la microfonul. Bună seara, prieteni, bună seara tuturor. Așa cum spunea și Daniel, eu nu mă iubesc despre carte, dar în schimb am să vă spun că mă bucur până la lacrimi, chiar mă bucur până la lacrimi, pentru că, iată, Bunul Dumnezeu ne-a ajutat să ne vedem astăzi aici, la această fiestă. Este a patrulea volum pe care îl invităm domnul Ioan Silvestre. Sigur că este o bucurie, este o onoare pentru fiecare carte pe care o editez, am spus-o de fiecare dată, lași ceva din sufletul tău, dacă faci un lucru ăsta cu credință și, da, noi chiar facem cu credință. Cred că sunt foarte puțini dintre prietenii din sală care nu au cărți editate la noi și asta, în primul rând, ca un semn de mare prietenie. Și ca să nu țin microfonul prea mult, am să vă spun că am adus dincolo de tristețea că nu mai avem pe cei doi mari prieteni, o mare veste frumoasă și onorantă, în primul rând, pentru noi, pentru Ieșeni. Alaltăieri am primit din partea domnului primar acceptul ca vis-a-vis de gustul Viridor Rivieru în parcul Popou, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, pe 1 decembrie să dezvelim gustul lui Nicolae Daneș. Domnul Căciano, ați simțit mișcarea mea, eu am vorbit de ce s-a întâmplat la sectorul de folclor, da, că la dumneavoastră am vorbit în cabinet și ați vorbit foarte frumos de roman. Da. Să vedeți ce speech are Mariana Cocieru. Pații de acum între șef și subaltern. Da, dar da. Mai degrabă ne leagă niște relații prietenești, adică prietenism. Decât doar de șef și subalter, pentru că noi am făcut un schimb, așa, am avut o înțelegere. A fost dumneavoastră, după care am trecut eu. Da, facem o rotație. Vă zic tuturor bună ziua și Hristos să anunțăm. Vreau, în primul rând, să-l felicit pe autor, întrucât chiar a fost un deliciu această lectură. A fost și chiar îmi pare rău, pentru că eu, de fapt, sunt pasionată de filmele astea de acțiune și asta a fost un film. Pentru că eu așa l-am primit și mai sunt și pasionată de filmele istorice. Și când am văzut, îmbinarea de aceste două laturi cu istorie, cu ceea ce se întâmplă în prezent și mai ales că avem și noi un cap al mafiei aici la noi, în Republica Moldova, că suntem și noi deținători de niște viruși, arme biologice,
Da, e o fantezie interesantă, extraordinară, o ficțiune, dar care te trezește, pentru că ce face autorul? Creează niște personaje care cam toate sunt puse la încercare. Toate își trăiesc dramele personale. Chiar m-a frapat soarta acestor două fete, care sunt, nu sunt surori de sânge, sunt surori prin căsătoria părinților, dar care atât de mult s-au îndrăgit și au ținut una la alta, că uite ce s-a întâmplat, că până la urmă a rămas Margareta fără tata care s-a sinucis și a fost luată de rude, pusă practic la niște încercări inumane, zic eu, pentru că să înveți copilul, adică să fii devii tutor a unui copil și să anume doar pentru faptul ca să-ți îngrijească copilul tău bolnav, e o chestie, nu știu, grea, dureroasă. Eu asta am simțit, dar așteptam să văd cu ce va continua mai departe. Soarta ei chiar m-a impresionat, pentru că după ce a urmat această experiență de crește a unui copil care nu era ei, dar care l-a îndrăgit, pentru că e un suflet bun. După asta fuge de acasă pentru că a fost și supusă unui viol din partea concubinului mamei, să zic, sau chiar a soțului ei. Și iarăși o altă dramă, că a trebuit să sară la, adică în apărarea ei și să-l înjunghe, după care să plece în lumea mare și să se încurce cu niște drogați, cu niște tineri, care e o altă dramă, e o dramă a tineretului. Deci sunt niște lucruri moralizatoare care, practic, pentru tineretul de astăzi, dacă vor citi acest roman, dar îi îndemn să o facă, sunt lucruri care învață de bine. Să nu facem așa, să fugim de aceste lucruri, pentru că sunt dureroase. Mi-a plăcut cum s-au regăsit aceste două surori într-un final. Interesant, de altfel, chiar e o veselință așa, să vină să joace același rol, da? Puse deci într-o... și ca până la urmă Suzana totuși să jertfească pentru sora ei, Margareta, pentru că o iubea enorm. Până la urmă s-a jertfit prin faptul că a trebuit să dea sticul ăsta cu informația și iarăși a salvat-o. Mi-a plăcut că Adicor până la urmă s-a reabilitat pentru că a distrus acest stil, deci nu urmăm să ajungem fără suflet, pentru că și aici e un învățământ. Adică o armă care să-ți ucidă sufletul, adică să devenim inumani, un fel de Nero. Pentru că noi de altfel, dacă am stat să gândim așa, la un moment dat apare că un Nero din ăsta, dar care trebuie temperat, care trebuie pus la locul lui, care de altfel trebuie ucis așa cum a încercat el și a ucis, de fapt, și mama, și iubitele, și învățătorii. M-a mirat faptul că eu chiar credeam că nu, adică îl va omorâ el pe apostolul Petru, adică nu-i va da șansa. Și parcă am simțit la un moment dat o latură bună în acest Nero. Și mă gândeam, uite, și aici, parcă autorul a încercat să-l îmbunieze, să facă un Nero așa mai blând. Da, nu acel adevărat din istorie. Chestii foarte interesante, o ficțiune foarte bună, care într-adevăr te ține în suspans. Chiar n-am întrerupt lectura. Am citit așa dintr-o răsuflare, pentru că într-adevăr se citește foarte bine. Mă bucur că ați reușit să ajungeți la un final pozitiv, ca de altfel că mi-i plac toate finalurile pozitive, atunci când rămâi într-un suspans așa, parcă ți-i greu pe suflet. Dar finalul este foarte bun, încurajator, și probabil că e și bun și pentru alte romane. Ați putea să mai continuați niște povești pe care le-ați început aici. Vă doresc succese, vă doresc inspirație, multă sănătate și multă sănătate doresc tuturor care sunt în această sală și întregii omeniri, pentru că a fi puși într-o situație cum am fost puși noi, de a rezista și a face față unui virus care, într-adevăr, a luat multe vieți și multe vieți bune. Dar a fost o încercare cu care trebuie să trăim, pe care trebuie să o înfruntăm, dar pentru asta trebuie să avem și ajutorul lui Dumnezeu. Așa că să ne ajute Dumnezeu în toate, să le depășim și să fim sănătoși și cu mai multe romane frumoase în continuare. Mulțumesc! Și apropo de... Se spunea doamna Mariana Pucieru foarte exact că
că sunt un roman drame, mai multe drame, și sunt și decese. Știți, eu m-a surprins faptul că romanul începe cu un deces, așa, frontal, deodată. Spunea cineva, fie că unul din teoreticieni, fie că unul din romancieri, de mari romancieri ai lumii, că zice, în roman trebuie să fie 4 decese, cel mult. Aici cred că sunt mai multe decese totuși, dar sunt credibile toate, ele au motivație foarte bună, psihologică și existențială, și până la urmă nu supără. Eu mă uit la ceas, deci noi ne apropiem de acea oră jumătate. Mai avem 16 minute. Da, dar mai trebuie să vorbească și au să vorbim. Dar domnul Cățel, da. A citat tot Mariana, eu să nu uit ce a zis ea. Da. A zis că autorul l-a îmblânzit, a îmblânzit un pic portretul lui Nero. Ce zice Aurelian Sârbescu când vorbim despre, zic, la ce etapă ești cu romanul? Zic, băi, mă nenorocesc personajele astea. Da, da. Un autor e o staticul personajelor. E o staticul personajelor. Dar și suferă chiar pentru ele, avem cazuri. E transferat această zisă lui autorului la felul de a portretiza lui Tudor Cerescu. Pentru că el l-a făcut pe Nero, el care nu era portretist, îi recunoștea chestia asta lui Florin, lui Florin Montana, acela era portretist, dar de Dumnezeu. Lui mai mult îi reușeau peisajele. Dar aici, această ispită să facă portretul lui Nero. Deci l-a făcut și abia pe urmă s-a pregătit ca să vadă ce i-a ieșit și aștepta ca să vadă un portret hidos, când colo, adică arta are legile ei. E demiurg prozator, vorba lui Ion Stoica de la București, are într-un roman al lui că poetul și prozatorul sunt, dar mai mult prozatorul, sunt niște demiurgi, adică ei pot totul în opera lor să facă. Nu e chiar într-o totul, pentru că dacă ești din meseria asta și ești profesionist, ascult personajele. Da, aici eu vreau să adaug următorul fapt, că Aurelian Sârbescu e bun în cunoașterea psihologiei feminine, eu vorbeam despre... N-avem încotro, e doctor în științe psihologice. Dar știi ce se întâmplă în domeniul picturii, artelor plastice. El surprinde bine și domeniul ăsta. Ceea ce înseamnă demonstrează faptul că romancierul, într-adevăr, e un demiurg, un autoștientist, așa, cunoaște totul. E bine, dacă ne apropiem de sfârșit, ca să, înainte de a-i da cuvântul autorului, eu vreau să vă spun o vorbă memorabilă a marelui critic francez Albert Thibaudet. Thibaudet zicea așa că sunt romancieri care se cred romancieri, care cred că scriu romani. Sunt romancieri care sunt romancieri fiindcă scriu romani. Aurelian Sârbescu e romancier care scrie romani. De obicei se oferă cuvântul la sfârșit autorului. Noi nu considerăm că am ajuns la sfârșit, dar e uneori păcat când te cucuie ora asta și 33, dar autorul e abia la jumătate de confesiune. De asta apucăm un pic mai înainte de sfârșit. Microfonul 6. Nu, are, dar vreau să-l ascult și pe autor. Bună ziua și Hristos să înălțați! Pentru mine, recunosc sincer, această zi e ca o duminică mare, că e tot joi și spasul s-a întâmplat tot joi. Deci, într-un fel, mă bucur foarte mult să vă revăd pe toți, că toți îmi sunteți prieteni. Și
Să încep cu mulțumirile, pentru că în toate romanele, mă rog, mondiale, cele de circulație mondială, la sfârșit sau la începutul cărții, dacă vedeți, este o listă de 3-4 uneori, 10 pagini de mulțumiri celor care au contribuit la scrierea romanului. La scrierea romanului, fără de el, contribuie în primul rând cel care stă lângă tine, deci jumătatea ta. Și eu îi mulțumesc pe această cale, doamne Larisa Silvestru, care nu se supăra când eu scrieam până după miezul nopții și care a păstrat romanul așa cum este, chiar și atunci când eu eram la spital și personajele strigau la mine pentru ce ne lași, de ce vrei să mori, că noi ce, să mărim cu tine când noi vrem să trăim. Îi spuneam lui Iulian Filip ce-am învățat cu el. Rămăsează un capitol, înțelegi? Trei capitole rămăsese și eu le-am scris în săptămâna de după ce m-am eliberat din armată. Bine, să știți că ziceam cu mulțumirile. Mulțumesc foarte mult dumneavoastră că ați participat. Mulțumesc enorm de mult familiei Corbu din Iași, care au binevoit să facă această ediție concomitentă a romanului și la editura Princeps Multimedia. Și ați spus că este a patra, mie mi se pare că e a șasea carte pe care mi-o editați dumneavoastră. Da. Și sper că nu este ultima. Sper să mai colaborăm încă mulți, mulți ani înainte, atât cât ne va îngădui bunul Dumnezeu. Tot pe această cale vreau să-i mulțumesc pictorului care a făcut această copertă, Romeo Schizco, care este prezent aici. El mi-a prezentat, cred că vreo 10 variante și până la urmă zic, Romeo, asta merge. Nu știu dacă este mai bună sau la fel de bună ca cea de la Iași, dar îmi place foarte mult și cum au lucrat pictorii la editura dumneavoastră. De ce acest roman? În fond, fiecare dintre noi poartă în sine o sumedenie de actori. Uneori ne uităm în oglindă și nu ne recunoaștem. Suntem străini nouă înșine. Suntem dușmanii prietenilor noștri sau suntem uneori, unii dintre noi, Doamne ferește, ajung să fie dușmanii poporului din care s-a născut. Și poate nu conștientizează asta. Deci fiecare om poartă în sine un mănunchi de alți eu, care în diferite ipostaze se manifestă așa sau altfel. De aceea, când am scris actorul anonim, să știți că este un titlu, dacă vreți, generic, care se referă la fiecare, inclusiv la fiecare cititor. Pentru că dacă scrii un roman, nu-l scrii pentru tine sau pentru eternitate. Eternitatea are legile ei. Nu devii celebru peste noapte. Eminescu abia după 30 de ani de la trecerea lui în neființă a devenit celebru, a devenit marele poet al națiunii române. Până atunci era aproape necunoscut. Deci nu pentru asta scrii. În fond, un scriitor este de fapt un tâlhar. Un tâlhar care în taină visează să fie răstignit odată cu Iisus Hristos. Pe mormântul lui în Copernic, știți ce epitafie există? Doamne, te rog, nu-mi da favoarea care i-ai acordat-o Sfântului Pavel sau Sfântului Petru. Dă-mi ceea ce i-ai dat tâlharului de pe cruce. Vă dați seama? Deci fiecare scriitor, atunci când pune mâna pe carte, se gândește la Dumnezeu și speră să aibă și el parte de ceea ce a avut tâlharul de pe cruce. Dar au fost doi tâlhari acolo. Unul care s-a dus în iad și altul care a urcat în rai odată cu Iisus Hristos. Deci fiecare dintre noi îl poartă și pe al doilea. Și acel Nero pe care îl întâlniți în roman este alături de dumneavoastră. El e cel care vă face cel mai mult rău în viață, doar atât ca să-l puteți stăpâni. E nevoie să aveți un prieten alături, să aveți o iubire în viață, să aveți neapărat o credință. Spunea Nicolae Dabija undeva că poți scrie un roman bun doar atunci când lași în cartea ta loc și pentru Dumnezeu. E bine, în acest roman m-am străduit să las loc și pentru bunul Dumnezeu. Pentru că un scriitor, de fapt, este purtătorul unei făclii. Mergi prin lume și dăruiești măcar un strop de lumină în sufletul cititorilor tăi. Dacă nu reușești asta, mai bine lasă pixul de mână, mai bine nu te apropia de calculator, nu scrii nimic. Pentru că un scriitor are scrisul nu ca pe o profesie sau o datorie, are scrisul ca pe o religie.
este o idee lansată de Salinger, dar care spunea și ținea foarte mult la asta. Da, dacă vrei să scrii cu adevărat lucruri bune, tu trebuie să scrii de parcă ai pictat rugăciuni, cum spunea Vasile Romanciu, cu gura lui Florin Montana. Deci, nu știu în ce măsură mi-a reușit să pictez sau nu niște rugăciuni, dar cu siguranță m-am gândit la bine, la lumină, la Dumnezeu, la domniile voastre și m-am gândit că, într-o bună zi, poate că acest roman, aflându-vă într-o situație critică, vă va ajuta să ieșiți cu bine din asta. Așa cum m-a ajutat pe mine atunci când eram în criza prin care am trecut și criza din care, cu tot regretul, îmi pare foarte, foarte rău că nu este aici alături de noi și Nicolae Dargheșa și Mondicul, care s-au dus cam odată și care au fost cu noi colegi de grupă Vasiliț și eram foarte fericit atunci când eram toți împreună. Dar nimeni nu pleacă pentru totdeauna dintre noi. Să știți asta. Nimeni nu moare. Fiecare suflet este capabil să învingă moartea. Pentru că sufletul e veșnic. Și nu poate moartea să-ți ia ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Dumnezeu nu ia înapoi ceea ce ți-a dat un dar, ți-l-a dat odată pentru totdeauna. Tu ești cel care poți să neglijezi acest dar. Te-a făcut talentat în pictură sau în muzică sau în poezie. Tu ești cel care realizezi darul bunul lui Dumnezeu, acei talanți de care vorbea Iisus Hristos. Iar Dumnezeu să-ți lea nu. Doar te pune la încercare și apoi te verifică ce ai făcut cu ceea ce ți-a dat. De bine, în acest roman se vorbește despre pericolul de a pierde sufletul. Și nu pericolul de a pierde doar sufletul unui singur om. Noi suntem din ce în ce mai des erodați de pericolul de a pierde sufletul. N-aș vrea ca într-o bună zi Dumnezeu să se uite la planeta noastră ca la o planetă fără suflet. Doamne ferește să se ajungă la asta. De aceea e nevoie de ceea ce faceți, mă uit că văd mulți colegi aici în sală, ceea ce faceți dumneavoastră în școli, în băncile școlare, ceea ce fac bibliotecarii la biblioteci, ceea ce fac scriitorii la masa de scris. Deci e nevoie de lumina pe care o adunați încet, încet și o păstrați pentru cei care au nevoie de ea. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne vedem cât mai des împreună și toți sănătoși. Mulțumesc mult! Noi totdeauna, la întâlniri de diferite configurații, ne uităm la auditoriu. Adică dacă sunt copiii de clasa 1-a, 2-a, 3-a, răbdarea lor e de 32 de minute și 15 secunde. Asta în condiție că cei care sunt în fața lor vorbesc interesant. Altfel mai. Măriile voastre, pentru că sunteți în clase mai superioare, exact răbdarea vine de o oră și 23, o oră și 33, asta e chiar e limită. Uite, după ce a vorbit autorul, e ceea ce m-a întrebat el, dar poate lumea vrea ceva ca să mă întrebe, cineva mai vrea. Abia acum e momentul acestei întrebări. Cine nu mai poate? De vrea cineva să spună adevărul? Da, acum vă divulg un lucru. Vă divulg că n-am dezlegare de la nănașul meu. Dar nănașul meu e exact la dimensiunea asta didactică, m-a întrebat. Deci, dar nu se vede. Nu se vede, adică anume pregătirea profesionistă a psihologului, a pedagogului, asta nu se vede. Noi vorbeam despre scrierile lui Serebrean, care e diplomat cu școală bună, e istoric, e cercetător, a fost parlamentar în poligon real, adică se vede imediat pregătirea profesionistă în câteva domenii autorului. Pentru că dacă posez bine instrumentele astea, echipamentul ăsta, sunt convingătoare personajele. De asta personaj, ceea ce reușește lui Aurelian Sălvestru, personajele și dialogul. Că a zis cineva, portretele, domnule, ce portrete? Dar nu portrete realizate în cheie clasică, dar din dialoguri transpar portrete. Când te uiți, ia uite, îl vezi, deși nu s-a spus că el e panacorbului, subțirel, la mijloc și celălalt, vezi portretul. Așa că să terminăm cu bine la
al treilea cu acest acord do major, da? Domnul, da, binecuvântat domnul academic. Da. Deci, apropo de ceea ce spuneți, e bine, într-adevăr, să finisăm aici, fiindcă e vorba de profesionalism și e vorba de ceea ce remarca și Milan Kundera într-un volum despre roman, teoria romanului, deci un eseu despre roman. Și el spunea că important într-un roman este acțiunea și este personajul. Deci aici are Aurelian Silvestre prin excelent. Da. Vă mulțumesc!